Vă salut, prieteni! Am primit un mesaj de la creștini din Germania. Da? Bine, lucrul ăsta cred că e valabil pentru întreaga Europa. Și iată, întrebarea este așa. Zice, cu ceva timp în urmă am observat la magazine și nu numai, spre exemplu chiar și la școli profesionale, unde poate o persoană să învețe o meserie. Deci se anunță, pe anunț scrie, genul masculin, feminin și divers. Deci cred că include pe toate celelalte. Deci o abreviere care indică la al treilea gen. Există așa ceva în Moldova? Mulțumim Domnului că nu există încă așa ceva și ne rugăm nici să nu existe, nici să nu ajungă astfel de lucruri. Dar întrebarea care este? Și este greșit ca persoanele creștine să cumpere alimente de la magazinul unde scrie că angajează astfel. Deci scrie, angajăm lucrători și bărbat, femeie sau divers. Deci din toate magazinele care le știu, toate au acest anunț. Deci cum să procedăm? Acum, hai să fim serioși. Oamenii ăștia care angajează, dacă toți sunt pentru egalitate, pentru împotriva discriminării, de ce este nevoie să indice acolo bărbat, femeie, divers? De ce este nevoie să faci asta? Eu știu, aici la noi în Moldova, când este nevoie de angajat un lucrător, nu se indică acolo genul, nu se indică bărbat, femeie, avem nevoie de lucrători. Angajăm lucrători la rolul ăsta. Iată așa e la noi în Moldova, cred că așa este și în România și cred că așa este corect, din moment ce nu există niciun fel de discriminare pe criteriu de sex, atunci nu există nicio problemă, nu este nevoie să indici. Deci însăși prin faptul că se indică, este o provocare și presupun eu că magazinele astea care sunt în Germania, toate, ele sunt forțate în felul ăsta. Sunt anumite regulamente, cred, în care ei sunt forțați așa să facă anunțurile, în felul ăsta să le pună anunțurile. Ba mai mult, iată, am citit azi că la organizația ONU a venit cineva cu un raport, am și numele aici, stați numai puțin să mă uit că și numele l-am citit azi. Așa, îl cheamă... Madrigal Borloz. Da, deci ăsta a venit cu un raport în care el cere incriminarea criticii teoriei de gen, inclusiv incriminarea lucrurile astea să fie pedepsite bisericile, deci să fie restrâns, restricționat, pus sub pedeapsa legii dacă bisericile au altă opinie. Bun, asta încă nu are putere de lege, dar în direcția asta se merge. Și eu de multe ori v-am spus dumneavoastră că persecuțiile noi le așteptam să vină din Est, de la sistemul comunist, de la islam, dar iată, persecuții se pare că vin mai mari pentru creștini din cealaltă și din vest, vin din cealaltă parte, și anume de la această comunitate, care este, deci nu sunt drepturi, numai nu drepturile omului sunt aici, tocmai sub numele de drepturile omului sunt călcate drepturile omului. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru persecuțiile care urmează, persecuțiile care vin, dar în același timp asta este un imperativ pentru creștini să se implice în politică. Creștinii trebuie să se implice în politică ca să aibă un cuvânt acolo unde se fac legile. Pentru că dacă nu se implică, atunci vor face legea alții pentru ei și iată oamenii din comunitatea aceasta LGBT, ei caută în fel și chip să ajungă ei să lupte din răsputere, așa cum sunt ei puțin, să lupte din răsputere, să ia pârghiile puterii ca să poată face legi, ca să poată avea autoritate, putere și apoi pentru a deține un control total, a limita drepturile celorlalți, drepturile religioase. Bun, cum procedăm noi? Când mi-ați pus întrebarea, eu mi-am amintit de 1 Corinteni, capitolul 10. Iată aici, în 1 Corinteni, capitolul 10, apostolul discută situația asta legată de lucrurile jertfite idolilor. Deci în vremea aceea, foarte multă idolatrie, peste tot. Biserica creștină abia era la începuturile ei, abia născută. Și iată, peste tot era multă confruntare cu idolatria.
Asta era cea mai mare confruntare pe care o avea cu lumea idolilor, cu religiile astea idolatre. Dar Pavel le dă niște principii aici. El le spune așa, zice, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Asta e un principiu de care trebuie să se conducă creștinul atunci când este în confruntare cu lucrurile din lumea aceasta, din ceea ce se întâmplă în jur. Și Pavel zice așa, zice să mâncați din tot ce se vinde la piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Piețele erau pline de carne jertfită idolilor atunci. Pline erau. Atunci, dacă mergea creștinul și întreba, asta e jertfită idolului, asta e jertfită idolului. Nu, Pavel zice, nu, voi când mergeți la piață, voi nu întrebați, asta e jertfită idolului, că el mai sus spune, noi știm că un idol este egal cu nimic și lucrul celor care a fost jertfit, nimic, asta persecuții, nu, și eu persecuții, stai, domnule, că nu vine cuvântul. Superstiții. Superstiții. Zice, nu, asta nu are de-a face. Dar, zice, voi să mâncați din tot ce se vinde la piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, adică fără să puneți întrebări acolo la piață, da, carnea asta a fost jertfită idolului? Și el spune, da, carnea a fost jertfită. Și atunci, a, eu nu o cumpăr. Nu. Și voi vă duceți și vă cumpărați. Că voi singuri vă creați vă probleme. Vă duceți și cumpărați acolo. Nu se are în vedere aici să nu o cercetez dacă nu este stricată, eu știu, cu vierm, nu la asta. În sens, dacă a fost jertfită idolilor sau nu. Zice, voi nu cercetați asta. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voi să vă duceți, tot așa zice, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, fără să-l întrebați, a, da, masă, și vă dați seama când invitau un necredincios la masă, păi bun, el avea religia lui, el se ruga la zeii lui, complicat, zice, nu, merge așa, merge. Bine, zice, nu e o problemă și nu cerceta din pricina cugetului, pentru că ai un prilej acolo să-i spui Evanghelia. Dar, zice, dacă el vă spune, el te-a chemat la masă și el îți spune, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, înainte să vă așezați voi la masă, el îți spune, lucrul acesta a fost jertfit idolilor. Sau cel de la piață spune, lucrul acesta a fost jertfit idolilor. Zice, atunci voi să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Deci ați văzut aici, în toată confruntarea, zice, ține cugetul celui cu care interacționezi unul la unul, în mod personal interacționezi acum. Era foarte clar că când intrai în piața aceea, cred că 90% din carnea aceea care se vindea la piață a fost jertfită idol. Nu mai stătea creștinul să la discuții cu astea. Dar dacă vânzătorul îi spunea, și vânzătorul știind că ăsta e creștin, îi spunea, lucrul ăsta a fost jertfit idol. Oh, mersi. Atunci nu lua, tocmai pentru cugetul celui care era acolo. Și era un prelej de a-i vorbi din Evanghelie celuilalt. Sau dacă te-o chema la masă și el îți spune așa, pentru că evident el vroia să lezeze cugetul tău. Asta vroia să facă. Și atunci nu-i dădeai voie să facă lucrul ăsta. Eu cred că în ceea ce mă întrebați dumneavoastră acum, situația asta cu toate alimentarele astea, magazinele care sunt, eu cred că exact principiul ăsta se aplică și eu cred că ar trebui să aveți libertatea, vă duceți, cumpărați, mai ales că le impune la toți. Dacă cunoașteți un magazin unde nu este aceasta, da, puteți prefera să mergeți la un magazin unde nu este așa ceva ca să încurajați o altă atitudine. Dar asta este acum, peste tot va fi așa. Și vedeți, mulți din ei sunt forțați, ei pur și simplu se conformează la tot ceea ce este și atunci ei pun astea. Dumnezeu să ridice politicieni care au frică de Dumnezeu, care vor schimba legile și cred că Dumnezeu va ridica, cred că confruntarea asta nu va merge mult timp în direcția în care merge acum. Eu cred că lucrurile se vor schimba în direcția opusă și se vor schimba în curând. Pendulul ăsta a fost dus prea tare, că așa merge istoria. Știți, o ideologie duce tare pendulul într-o parte, îl duce tare, tare. Și apoi pendulul vine înapoi și se duce în altă parte și se duce tot așa de tare cum l-au adus alții. Eu mă tem că toți ăștia care duc lucrurile într-o direcție, le duc tare, le împing într-o direcție, vor avea apoi de suferit când lucrurile vor veni în altă direcție și n-ar trebui, n-am vrea să fie așa. Dar ei singuri își creează viitoarele lor probleme care le vor aduce reacțiile care vor veni la tot ceea ce fac ei,
vor duce în altă parte. Dumnezeu să ne ajute în toate vremurile noi să avem o mărturie frumoasă pe care să o spunem despre Domnul Iisus Hristos și inclusiv la oamenii aceștia să le vorbim cu blândețe, dar să fim fermi pe adevăr, să prezentăm adevărul lui Hristos. Și în interacțiunile noastre personale să prezentăm adevărul lui Hristos, că acum multe discuții de astea vor fi și vor fi peste tot. Asta este opinia mea. Sunt curios să știu care este opinia dumneavoastră. Vă rog să o puneți aici, scriți aici la comentarii ce opinie aveți dumneavoastră în privința asta. Pace multă!